Românca a povestit că a comandat o ciorbă de pește la o tavernă din Grecia și a rămas surprinsă la primirea notei de plată. În meniu nu era afișat prețul produsului, așa că nu a știut câți bani avea să urmeze să scoată din buzunar conform mesajul.ro, românca se afla în stațiunea Lefkada din Grecia, ea a povestit întâmplarea în mediul online, iar asta ar putea fi învățătură de minte pentru toți cei care urmează să meargă în vacanțe sau concedii. Întotdeauna întrebați cât costă anumite servicii de care doriți să beneficiați sau mâncăruri pe care doriți să le serviți. Nu lăsați nimic la întâmplare. Turista românca a povestit că a ajuns să dea 18 euro, adică 89 de lei, pe o porție de ciorbă. Ea a spus că a văzut ciorba de pește în meniu, însă prețul nu era afișat, așa că a comandat fără să întrebe cât costă. Am avut o experiență urâtă azi la o tavernă din Lefcada. Am vrut să mâncăm o ciorbă de pește, era trecută în meniu, dar fără preț. Am întrebat dacă au și ne-au răspuns că da, doar că și noi am greșit că nu am întrebat cât este porția. Surpriza a fost la final, 18 euro porția, a povestit românca potrivit spainews.ro. Ministerul Afacerilor Externe a furnizat informații legate de călătoriile în Grecia, dar și legate de normele în vigoare de pe teritoriul statului lui Elen. A fost eliminată obligativitatea prezentării unui certificat valabil de vaccinare sau de recuperare după COVID-19, ori ale unor rezultate negative ale testelor pentru SARS-CoV-2, pentru toate categoriile de persoane care intră pe teritoriul Republicii Elene, indiferent de statul de proveniență. Accesul în toate spațiile interioare este permis tuturor categoriilor de persoane, fără a mai fi necesară prezentarea vreunui document referitor la statutul epidemiologic, certificat european de vaccinare, dovada trecerii prin boală, rezultatul unui test PCR sau rapid antigen. Începând din 1 a 6 -a 2022, purtarea mășii de protecție nu a mai fost obligatorie în spațiile interioare din Republica Elena, relatează mesajul.ro.